roman, cu să te inscrii, cu să rămâi în mine toată viața. Nu se poate face nimic altceva, mi pare de amputare. Eu sunt un pic altfel. Timpul nu doar ceva. Timpul îmi dure. Prima putere, Iisus. Nu mă întâmplă tot mult, dar bine boala asta. Mă bucur că pot să am și eu pătricica mea, ca să zic așa, să fac boala asta pe cunoscută, pentru că, din păcate, sunt tot mai mulți copii care sunt nasc cu ea. Cred că a trebuit făcut ceva mai mult și nu doar financiar, ci și medical. Adică medicii, cred că ar trebui să implice un pic mai mult în ceea ce privește boala, nu doar să știe numele ei și atât. Sau cel puțin, atunci când întâlnesc un copil cu boala asta, nu că dacă l-au auzit numele ei, se creadă că o cunosc și să asculte părintele și copilul respectiv, dacă le dă un sfat sau o sugestie. Da. Pentru că de multe ori m-am dus în spital și i-am sugerat, ca să zic, sau eu sau mama, aveți grijă cu pansamentul sau nu faceți, așa că nu e un cumva, nu e bine. Eu trăiesc cu boala asta de 93 de ani și eu și mama. Și tu, ca și medic, e prima oară când vezi o persoană cu boala asta și vii și îmi dai sfatul. Deci este că ești medic, dar asta nu înseamnă că știi ce mă ajută pe mine mai bine. Înseamnă că eu sunt un pic altfel. Și nu se ascultă mai mult, măcar. Cum faci față durerilor și... Calmante, nu uite în care fac bine pe parte și rog de aia, adică știi că organism, stomac, poftă de mâncare, energie, imunitate și așa mai departe. În ăștia 23 de ani, de când știi tu, de când ești conștientă, de când ai început să înțelegi durerea, a existat vreo zi fără durere? Nu simt minte. Timpul nu doar ceva. Chiar dacă e, să zic, nu știu, câtuși de puțin, dar tot timpul am durere. Pentru că mă doar în jungul, că stau. Având în vedere că fiecare zi ai dureri, cum reușești să fii mulțumitoare? Poate că prima putere de sus de la asta. Și se zice că nu e de acel care poate duce. Nu mă întâmplă tot mult, dar bine boala asta. Și nu mă întâmplă tot mult, dar la fiecare de copil, ca de oameni. Probabil că nu știu cum ne putem duce. Cum ați reușit să faceți față din punct de vedere financiar sau ce implică boala asta din punct de vedere financiar? Foarte multe cheltuieli cu ajutorul dumneavoastră, deci nu există, nimeni nu ne-a ajutat așa mult ca și echipa Miros de Cer. Sunteți, nu știu, pentru noi faceți parte din familia noastră, pot să spun. Și costul de boală nu sunt doar pansamente și medicația, ca să fie avem nevoie și de haine care să nu îngrijineze, să nu putem să suportăm orice material, încălțiminte, la fel, să fie toate moi, tare poate să fie mare, la fel, să nu îngrijineze, contează mult și mie de exemplu machiajul, să zic, mă ajută, ca și psihic. Terapeutic, da, psihic, lucrurile, materiale, ca să zic așa, e foarte important pentru psihicul unui copil care suferă de EV. Sunt care, de exemplu, sunt care sunt mai rău decât mine și vedem în jurul nostru de mici doar durere, lasă de grijă, răni și așa mai departe. Și atunci contează și partea asta frumoasă a lumii. Ai pe cineva
care poți să te bazezi.